Hei, hei, hei! Eu sunt Stefania Istrate, bine ați venit sau bine ați revenit pe canalul meu! Dragilor, filmez miercuri seara. Ar fi trebuit astăzi să fie acea zi în care se răcorească și să plouă, derupe și bineînțeles că nu se întâmplă chestia asta. Mor de cald în continuare. Acesta este și motivul pentru care vă rog să mă credeți că am încercat să fac ceva la păr mai devreme și am crezut că mor de cald în timp ce tot încercam eu să-mi fac ceva și n-am reușit și tot... cu coană, cu coc în vârful capului am ajuns. Nu contează chestia asta, nu ne interesează chestia asta, pentru că astăzi vom discuta despre cărțile pe care le-am citit eu în luna august, care deși a fost toridă, e puțin spus, a fost terifiantă în acest punct de vedere, mi-a oferit, să spunem, un bun prilej să citesc destul de multe cărți. Nu mai e cazul să le număr, oricum știți că le găsiți ca de obicei în descriere. Și pentru că avem foarte mult de vorbit, foarte mult de vorbit, am să încep direct și vă voi prezenta două dintre cărțile pe care de altfel le-am citit la finalul lunii iulie, dar am hotărât să le las pentru august, pentru că aveam deja destul de multe, urma să le prezint în alte clipuri și nu voiam așa să stric surpriza. Este vorba despre câteva thrillere pe care le-am citit pentru un clip legat de thrillere. Wow, ce surpriză! Pe care bineînțeles că am să-l las în descriere. Voi vorbi destul de rapid despre aceste cărți pe care le-am prezentat deja. Dacă sunteți noi, bine ați venit, vă las clipurile în descriere și vedeți acolo în detaliu tot ce s-a întâmplat. Prima dintre aceste cărți este Diabolice, de Boileau Narsujac. Este vorba despre un pseudonim, stați un pic că am aici notat, pseudonimul folosit de autorii francezi sunt doi, Pierre Boileau și Pierre Hérode sau Thomas Narsujac, care au colaborat la scrierea a 43 de romane, 100 de povestiri scurte și 4 piese de teatru. Printre cele mai cunoscute cărți ale lor se află Diabolicele, care are un nume mult prea sugestiv în română, cineva mi-a și lăsat comentariu că titlul în franceză este mult mai frumos, dar și Vertigo, acela este un alt roman foarte cunoscut, pe care noi, de fapt eu, îl știam datorită, bineînțeles, filmului regizat de Hitchcock. Aici întâlnim un comis voyageur pe nume Ravinel. Doamne, sper că pronunț bine, de sora mea o să mă certe tare de tot. Bună, puiu! Care plănuiește alături de amanta lui Lucien să își ucidă soția și să încaseze, bineînțeles, asigurarea ei de viață. Avea un plan destul de simplu, să o unece într-un loc, apoi să o ducă în altă parte. Cert este că pe drum s-a întâmplat că a dispărut soția lui. Cadavrul a dispărut, nu știe nimic, aproape s-o ia razna și într-un final există acest deznodământ destul de previzibil. Este un thriller old school publicat în 1955. Foarte scurt, după cum puteți vedea, dar mie mi-a făcut plăcere să-l descoper și să mă gândesc cumva la diferența dintre thrillerele din acea perioadă, iată, 70 de ani, și thrillerele care se scriu acum. Unele dintre ele care ne scot din minți, haide să fim serioși. Următorul thriller pe care tot așa l-am lăsat pentru august a fost Secretara de René Knight, o carte pe care de asemenea am primit-o în cutia poștală, pe ambele le-am primit în cutia poștală, vă mulțumesc. Și aici ne întâlnim cu un thriller psihologic care are ca personaje principale o angajată și șefa ei. Și mi se pare o dinamică foarte interesantă, așa cum am zis și atunci, pentru că ieșim un pic din zona thrillerelor domestice, care sunt destul de populare în ziua de astăzi. Este vorba despre Christine, o tânără care se angajează ca secretară pentru o femeie de afaceri care deținea un lanț de supermarketuri foarte cunoscut și lucrează acolo timp de 20 de ani, însă în această perioadă este manipulată, într-un fel sau altul renunță la tot pentru șefa ei, iar atunci când șefa ei o pune în încurcătură, bineînțeles că ea nu știe cum să reacționeze, pentru că avea impresia că, că are un rol important în afacerea aceea, dar bineînțeles că i s-a demonstrat că era doar o angajată care putea fi foarte ușor înlocuită. Cred că personajul acesta, Christine, avea
oarecare predispoziție pentru a fi obsedată de ceva anume, faptul că a pus locul de muncă mai presus de copilul ei, și aici nu mă refer la faptul că lucra, Doamne ferește, mă refer la faptul că alegea de foarte multe ori să lipsească de acasă serile sau în vacanțe sau așa, doar pentru că șefa ei îi bătea obrazul. Era totuși ceva ilegal ce făcea șefa ei, v-am spus, o manipulare, dar șefa ei a găsit cumva punctul slab și a profitat din plin de chestia asta. Iar Christine, așa cum am spus și în clipul trecut, a fost mai mult decât fericită să se lase manipulată. Mi-a plăcut foarte mult finalul. Mi s-a părut că un final mai bun nu putea exista și că autoarea și-a cunoscut foarte, foarte bine personajul. A fost un thriller care s-a citit repede. Mă rog, mi-am notat eu acolo că s-au folosit câteva fraze obsesiv și am observat că încep să fiu din ce în ce mai atentă la chestii de genul acesta. Fraza pe care a folosit-o de foarte multe ori este: își joacă bine rolul. Toată lumea a jucat bine rolul, am înțeles chestia asta, însă a fost o lectură foarte interesantă, mai ales dacă stai să te gândești la această perspectivă. Mai departe, că tot venise vorba despre thrillere domestice, iată Soția dorită de Tony Parsons, un thriller domestic pe care l-am primit la Bookfest, mulțumesc mult de tot editura Rao. Mi-a plăcut și nu, încă nu m-am decis să stau la 100% asupra cărții, coperta este superbă, îmi place la nebunie. Aici o avem ca personaj principal pe Tara, o tânără mamă și soție, dar și femeie de afaceri, care pleacă într-o călătorie în Tokyo, iar acolo are o aventură cu un bărbat misterios, mai în vârstă, nu îl cunoștea foarte bine, ei erau ambii englezi. Credea că, iată, are o aventură cu un bărbat, așa cum am spus, misterios și că poate scăpa fără probleme, însă atunci când se întoarce în Londra, bărbatul acesta misterios o caută în mod obsesiv, o amenință, are o atitudine foarte posesivă și foarte periculoasă, foarte agresivă la adresa ei, spunându-i că e a lui, că trebuie să se vadă în continuare, că o să, bineînțeles că o amenință că o să-i spună soțului și nu se oprește aici. Soțul ei, un bărbat foarte simpatic, care a hotărât să rămână acasă și să aibă grijă de fiica lor, în timp ce, așa cum am spus, Tara își dezvolta afacerea. La început nu bănuiește nimic, dar totul se schimbă atunci când amantul respectiv este găsit mort. Și atunci, bineînțeles că sunt toți suspecți. Finalul a fost un pic previzibil, dar nu asta m-a deranjat. Pe mine m-a deranjat cel mai tare o atitudine pe care am simțit-o cumva de la autor. Am citit-o printre rânduri, dar nu printre rânduri, am citit-o efectiv în rânduri, pentru că am avut impresia că autorul are ceva cu oamenii grași. Nu știu cum să vă spun, pentru că femeile erau ori grase, ori slabe. Alea grase erau nefericite, alea slabe erau fericite. Și așa cum am spus și atunci, am impresia că poate n-a stat de vorbă niciodată cu o persoană grasă care e fericită, nu știu, nu înțeleg, este doar percepția lui sau așa sunt femeile din jurul lui. Mi s-a părut că pune foarte mult accent pe chestia asta și ținând cont de faptul că este un autor masculin care scrie din perspectiva unei femei, știu că oamenii sunt diferiți, știu că sunt foarte multe femei care bârfesc și râd sau, mă rog, jignesc alte femei, dar nu știu, nu mi-a plăcut chestia asta pentru că există fericire indiferent de greutate, ideea este cum te porți, ce fel de om ești. Și nu știu, nu mi-ar plăcea să gândim în general că toți oamenii grași sunt supărați, sunt triști, sunt deprimați, n-au prieteni, n-au viață, n-au familie, n-au nimic în jurul lor, nu știu, nu vreau să ne gândim așa și autorul cam pe acolo s-a dus și chestia asta chiar nu mi-a plăcut. În rest a fost o lectură interesantă și așa cum am spus și data trecută, mi-a plăcut foarte mult această balanță în cuplu, legată în special de partea financiară, pentru că Tara, sau nu știu, eu doar propun subiect de discuție, nu știu dacă așa a fost, Tara n-a avut nicio problemă, n-a avea această aventură de o noapte cu un străin în Tokyo. A gândit aproape ca un bărbat.
Acum eu nu spun că femeile nu au aventuri sau că trebuie să facă treaba asta cu emoție, cu sentiment. Dar ținând cont de faptul că erau destul de fericiți și, nu știu, nu a apărut că are o anume problemă, nu a apărut că îi lipsește ceva. A fost o aventură foarte ciudată de o noapte, dacă mă întrebați pe mine. Nu înțeleg ce a fost exact în capul personajului. Mi s-a părut efectiv că a făcut chestia asta pentru că a putut să o facă. Și nu înțeleg exact de unde vine, mă rog. Poate unii oameni efectiv au această nevoie de a înșela și nu este legat de nimic altceva, doar de asta. Haideți să mergem mai departe la o trilogie extraordinară pe care am citit-o eu în august. Nu vine să cred că toate cărțile astea au fost citite în august. Mi se pare că sunt citite atât de departe, că a trecut atât de mult timp de atunci. Vă zic sincer, luna asta a fost interminabilă pentru mine. Să vorbim despre trilogia Fiordurilor de Ion Kallmann Stefansson. Nu știu să-i pronunț numele. Prima mea întâlnire cu literatura islandeză și sper din suflet că nu ultima, pentru că am fost extraordinar de impresionată, deși sunt niște cărți care s-au citit destul de greu din punctul meu de vedere, ținând cont de faptul că nu sunt foarte mari. Ne aflăm undeva la finalul secolului XIX, atunci când Islanda se afla sub ocupație daneză. Prima carte, care se numește Între cer și pământ, este legată de un băiat. Iar personajul lui exact așa se numește, băiatul. Autorul cred că a vrut să ne prezinte anumite situații standard, un context care se regăsea foarte des. Așa că băiatul nu avea nume, putea să fie oricare băiat din Islanda cu o situație asemănătoare ca a lui. Acest băiat își începe aventura într-un sat de pescari și aflăm aici mai multe informații foarte interesante despre pescari din zona aceea și din vremea aceea. Eu am fost foarte uimită să aflu aceste lucruri. Spre exemplu, pescarii care plecau departe pe mare și, mă rog, trebuiau să înfrunte o vreme foarte capricioasă și foarte periculoasă, nu știau să înoate. Și asta se întâmpla pentru că în Islanda apa era atât de rece, chiar și vara, fiind temperaturi destul de scăzute, încât nu aveau niciodată ocazia să învețe să înoate. Este paradoxul paradoxurilor. De asemenea, faptul că pescarii islandezi erau foarte superstițioși, își făceau nenumărate rugăciuni, aveau foarte multe gesturi pe care le făceau aproape de o zonă obsesiv-compulsivă, ne putem noi gândi acum, pentru că în aceste călătorii își riscau viața. Însă, de pește depindeau total, pentru că pește mâncau, pește dădeau la schimb pentru alte bunuri, peștele era absolut totul pentru ei. Așa că erau obligați să meargă în aceste călătorii, așa cum am spus, foarte periculoase, departe pe mare, fără să știe să înoate, pe o vreme înfiorătoare, pentru că așa și începe această carte, atunci când prietenul cel mai bun al băiatului, am să încerc să zic moare pe mare pentru că și-a uitat geaca de iarnă acasă. A plecat fără geacă și nu a avut cum să supraviețuiască. Una la mână pentru că era foarte periculos să îi împrumute altcineva geaca, riscând să moară amândoi dacă se întâmpla chestia asta. Era foarte, foarte frig, foarte rece, deși au încercat să-l frece, să-l țină în viață și așa mai departe, nu a supraviețuit și nici nu au putut să se întoarcă fără pește. Adică a trebuit într-un fel să fie sacrificat, pentru că de acel pește depindea viețile multor oameni. Aici era vorba despre sacrificarea unui singur bărbat. Acest bărbat care și-a uitat pufoaica și a murit de frig în barcă. Din păcate nu l-au putut salva. Văzând chestia asta, băiatul s-a hotărât să plece, să înapoieze o carte și s-a dus într-un loc numit sat, pentru că de asemenea poate să reprezinte orice sat din Islanda.
Acum, apropo de acea carte pe care voia să o înapoieze, știu că islandezii au o foarte mare pasiune și iubire pentru cărți și în special pentru poezie și vreau să vă spun că această serie este scrisă într-un mod liric, aproape că este poezie, este atât de frumos scrisă. Tocmai de aia se citește și un pic mai greu. În același timp este și un eseu despre moarte. Ajungând acolo în sat, descoperim multe personaje pitorești, colorate, interesante, care, iată, ne prezintă societatea islandeză la sfârșitul secolului XIX. Aici descoperim și primul personaj feminin foarte puternic. Am adorat chestia asta. Autorul are o iubire foarte mare pentru femei și a încercat să le pună într-o lumină extraordinară. A încercat să le prezinte cu defectele, calitățile, problemele, supărările, iubirile lor. Nu a lăsat deoparte nimic. A încercat să exprime complexitatea unei femei și cred că a făcut chestia asta într-un mod extraordinar. Până să trecem mai departe și să vă povestesc ce se întâmplă și în următoarele cărți, aș vrea să vă citesc câteva rânduri unde mi-am pus eu postituri ca să înțelegeți cât de frumos este scrisă cartea aceasta. Să vă spun ce gândeau islandezii în primul rând despre cărți. Nu ne puteam vindeca. Nu ne stătea gândul decât la cărți, la cum să aflăm mai multe. Ne însuflețeam dintr-o dată, parcă ne pierdeam mințile când auzeam că a mai apărut vreo carte de seamă. Stăteam să ne închipuim despre ce e, vorbeam seara după ce adormeați despre ce s-ar putea afla în ea. Apoi o citeam cu rândul sau amândoi deodată, dacă tot ajunseserăm să punem mâna pe ea, în original sau recopiată. Un alt exemplu, despre bărci, se mai spunea uneori că sunt ca o asemenea unei coși de nucă, să știți la ce mă refer. Vendur și Einar trebuie acum să tragă cât pot ca să țină barca dreaptă. Valurile se umflă în jur, pământul a dispărut de mult, la fel și linia orizontului. Nu se mai află nimic pe lume, doar 6 oameni într-o coajă de nucă, ocupați să scoată din adâncuri pești și vise. Ah, sublim! Și era seară. În odaie plutea un fum gros de trabuc, cei 3 bărbați abia își mai vedeau fețele, până ce unul s-a îndurat și a deschis fereastra spre toamna de afară, iar cerul a tușit când fumul se topea în noapte. Cerul a tușit când fumul se topea în noapte. Așa cum am spus, băiatul merge în sat să înapoieze o carte și rămâne în grija unei femei care se căsătorise în urmă cu ceva timp cu un bărbat mai în vârstă, mai bogat. Acesta a murit, iar ea a rămas cu o parte din averea lui, hotărând să-și deschidă o afacere și și-a transformat salonul casei într-o cafenea. Acum aș dori să vă spun câteva lucruri care au făcut lectura un pic mai dificilă, dar mult mai interesantă din punctul meu de vedere. În primul rând, diferența culturală este destul de mare. Din foarte multe puncte de vedere, aici a fost absolut fascinant să văd modul în care trăiau, cum se raportau ei la frig, la iarnă, cum își trăiau viețile, efectiv, fiindu-le viața pusă în pericol în fiecare moment, aproape în timpul iernii, care dura foarte mult, era o foarte mare parte din zi întuneric și așa mai departe. Eu sunt fascinată de Islanda și îmi doresc foarte mult să ajung acolo. Înainte să încep să citesc cărțile, chiar venise vorba despre Islanda și îi spuneam lui Mihai cât de mult mi-aș dori să mergem și noi în timpul verii, unde temperaturile maxime sunt de 15-16 grade. În timpul verii. În afară de diferența aceasta culturală, există și diferența limbii. Numele personajelor este imposibil de pronunțat. Și în glumă, dacă aș vrea să pronunț numele respective, nu mi-ar ieși. Sunt imposibil de pronunțat, nu înțeleg la ce ar trebui să mă raportez, cum să încerc, oricum nu mi-a reușit, așa că nici măcar n-am încercat să pronunț numele respective sau să le rețin. La următorul punct aș vrea să vă spun că nu există dialog în cărți, așa cum v-am arătat și data trecută, pur și simplu este vorba despre text, foarte, foarte mult text. Autorul sare de la o narațiune la dialog în timpul propoziției, trebuie să fii mereu foarte, foarte atent ca să înțelegi despre ce este vorba. Mi s-a
întâmplat și mie de câteva ori să reiau cu două, trei rânduri în urmă atunci când îmi mai fugea gândul, pentru că probabil ni se întâmplă tuturor chestia asta. Dar, de asemenea, are și el intervențiile lui atunci când vorbește cu noi, cu cititorii, și ni se adresează direct, apoi trece iar la narațiune povestind despre personaj, apoi intervine un dialog, apoi intervine o glumiță. Sunt foarte, foarte multe astfel de aspecte în carte. În cea de-a doua carte, care se numește Tristețea Îngerilor, aici făcându-se referire cumva la Fulgii de Nea, totul este foarte poetic, așa cum v-am spus. Băiatul merge într-o călătorie inițiatică alături de un poștaș pe nume Jens. Poștașul avea o importanță foarte mare în acea perioadă, pe lângă faptul că ducea scrisori, cărți, pachete în zone foarte greu accesibile, în munți, trebuia efectiv să-și riște viața, așa cum am spus mai devreme. Acesta avea rolul de a aduce și vești, știri, noutăți. El era elementul nou în cătunul respectiv, care venea din exterior, aducea ziare, chiar dacă erau întârziate poate cu săptămâni întregi, el era cel care aducea știrile, noutățile în viețile acelor oameni. Și era foarte bine primit, oamenii în general aveau o altă atitudine, pentru că fiind atât de periculos, puteai foarte ușor să cazi undeva și să mori înghețat. Îl primeau în casă și le dădeau mereu din puținul lor, pentru că și ei aveau destul de puțin. Vă dați seama, într-o astfel de climă este greu să crești animale, este greu să ai produse proaspete. Agricultura aproape că nu există, mă rog, probabil că au ei produsele lor pe care le pot cultiva, însă este cu totul și cu totul altceva, și mai ales în acea perioadă în care nu exista o asemenea tehnologie așa cum există astăzi. În această călătorie am aflat că dacă te afli vreodată, și Doamne ferește, sper să nu fie vreodată cazul, pe zăpadă, într-o furtună de zăpadă, nu trebuie să te oprești. Nu trebuie să te oprești niciodată, pentru că riști să adormi și ăla ești. Te-a luat frigul, ai murit. Nu trebuie să te oprești oricât de obosit ai fi. Până nu găsești adăpost, căldură, nu te oprești. Și aici, la fel, această călătorie inițiatică este destul de dură, pentru că și aici se pierd oameni. Iar în cea de-a treia carte, deși păstrăm aceleași personaje și aflăm mai multe lucruri despre viețile lor, iată că intervine și elementul romantic. Și când spun elementul romantic, mă refer la această roșcată superbă. Vine vorba mai des despre dragoste și despre iubire și despre modul în care iubeau. Mi se pare că în acea perioadă și în acel loc, până și iubirea era altfel. Era mult mai eclectică, mult mai intensă, totul se simțea altfel. Așa cum am spus, pentru că oamenii erau altfel. Și mi s-a părut absolut extraordinar, mai ales atunci când a venit vorba despre dragoste, despre prietenie, despre loialitate, despre tovărășie. Extraordinară seria, nu vă pot recomanda destul, da, este adevărat, se citește mai greu, poate a fost asta doar în cazul meu, nu zic că o să se întâmple tuturor, dar a fost o experiență cu totul și cu totul specială. Eu am de ceva vreme cărțile acestea, le-am descoperit întâmplător atunci când am făcut o comandă și trebuie să spun că sunt foarte, foarte fericită. Mi-am dorit mult de tot să le citesc una după cealaltă și să le pot integra la clipul cu serii, pe care de asemenea o să las în descriere. A fost una dintre cele mai speciale și spectaculoase lecturi pe care le-am descoperit eu până acum. Apropo de serii, să vorbim repede și despre Twisted Games, a lui Cu Orice Preț. Oare cum am trecut de la trilogia Fiordurilor la seria Twisted, nu știu, de Anna Huang, a doua carte a seriei, în care întâlnim povestea de dragoste dintre prințesa Brigid von Aschberg, oare am reținut? Cred că da, de Eldora, cu bodyguardul ei Rhys. După ce am trecut de partea aceea foarte cringe, foarte enervantă, foarte toxică din punctul meu de vedere, am ajuns într-adevăr la o poveste spicy de tot, cu un cuplu care de data aceasta mi-a plăcut față de Eva și de Alex Volkov, pe care i-am găsit în prima carte.
o poveste foarte interesantă, o carte care se citește foarte repede, romance contemporan, în cu totul și cu totul alt registru, dar, așa cum am zis, față de ceilalți, mi-a plăcut povestea de dragoste. Balanța de putere a fost foarte echilibrată, nu a încercat nimeni să manipuleze pe nimeni. Nu se pune problema de control, de putere de genul acesta, pur și simplu este vorba despre doi oameni care își rezolvă lucrurile în intimitatea lor, fără să fie nimic toxic la mijloc. Misterul nu a fost atât de bun ca în prima carte, am uitat să spun chestia asta la clipul acela, dar a fost foarte interesantă cartea în general și de-abia aștept să continui seria, pentru că o să mai avem și pe Jules, care, din câte am înțeles, o să aibă o relație cu fratele Evei, dar o să o întâlnim la un moment dat și pe Stella, care o să aibă o legătură, am înțeles eu, cu cine în cartea aceasta. Și sunt foarte nerăbdătoare să o descoper pe Stella, pentru că despre ea mi se pare că știm foarte puține și nu mai am răbdare, dar aceea va fi ultima carte, cea de-a patra carte. Mergem mai departe, am ajuns și eu în sfârșit să citesc o carte de Kate Morton, Orele îndepărtate, și trebuie să vă zic că nu mi-a plăcut. Îmi pare rău, știu că avem fan Kate Morton pe aici, o să încerc și alte cărți, dar aceasta nu mi-a plăcut. Avem o combinație între ficțiune istorică și literatură gotică modernă. Povestea începe atunci când mama personajului nostru principal, pe nume Edie, primește o scrisoare care a întârziat 50 de ani. Aceasta datează din perioada celui de-al doilea război mondial. Acțiunea cărții are loc undeva în anii 90, atunci când Edie află, prin intermediul acestei scrisori, legătura mamei ei cu surorile Blythe. Primele erau gemene și se numeau Persephone și Serafina, iar cea mai mică soră avea unul dintre cele mai frumoase și interesante nume pe care eu le-am găsit în literatură. Juniper Blythe. Juniper Blythe, Dumnezeule, ce nume absolut încântător, mi-a plăcut la nebunie numele. Acestea locuiau la castelul Middlehurst, care fusese în familia tatălui lor, un scriitor de succes de generații întregi. Din păcate, castelul era oarecum în paragină. Edie, la un moment dat, ajunge acolo și, așa cum am spus, află această poveste și legătura pe care a avut-o mama lor cu ele. Legătura este foarte simplă. În 1941, atunci când au început bombardamentele nemților asupra Londrei, oamenii și-au trimis copiii, mă rog, mai mult obligați, în zona de provincie pentru a fi protejați. Și familiile din zonele de provincie se îngrijau de câte un copil. Ei bine, mama lui Edie a ajuns la surorile Blythe, la acest castel. Am avut o aversiune, dacă pot să spun așa, față de Persephone, Poreclită și Percy, încă de la pagina 100, mi-am notat eu aici. Și acum haideți să vă povestesc de ce nu mi-a plăcut cartea. Primul lucru care m-a deranjat a fost faptul că una dintre scene, care se petrecea în decurs de 2-3 ore, a fost povestită în cel mai mic detaliu pe parcursul a 70 de pagini. Scena din seara respectivă, atunci când se întâmplă în trecut ceva important pentru carte, autoarea nu a fost sinceră cu noi de la început. Nu ne-a spus tot ce s-a întâmplat în seara aia, deși ne-a spus tot ce s-a întâmplat în seara aia, fiecare detaliu, care, unde, în ce cameră s-a dus, ce purta, stai că s-a oprit, stai că s-a uitat. Mi s-a părut foarte plictisitoare scena respectivă. Apoi m-a mai deranjat faptul că s-au repetat câteva expresii, iată, câteva cuvinte, printre care... iar mama nu plânge niciodată. A spus chestia asta de două ori în, nu știu, într-un paragraf. Iar mama nu plânge niciodată. Ne-ai spus odată informația asta, nu suntem bătuți în cap, am reținut-o, poți să formulezi altfel. Nu știu dacă e de vină traducerea sau pur și simplu modul în care a scris Kate Morton, s-au repetat de foarte multe ori, așa cum am spus, expresiile și cuvintele, într-un calup foarte scurt. După cum vedeți, am pus și post-ituri ca să vă citesc și să înțelegeți la ce mă refer. Spre exemplu, de unde și-a scos ciorapii cei mai buni? Erau vârâți în ambalajul lor de hârtie, împachetați meticulos într-un șervețel de hârtie. Erau vârâți în ambalajul lor de hârtie, împachetați meticulos într-un șervețel de hârtie. De ce? De ce așa?
Am înțeles, din prima, nu trebuia să repeți. Era firesc să preiau eu această treabă, așa că m-am apucat militarește de treabă. Nu sună bine, nu, e prea apropiate unele de altele. Modul acesta de scriere în care prezintă ceva, un eveniment, se întâmplă ceva nou, iar apoi, peste, să zicem, 5-6 rânduri, o ia de la capăt și ne povestește cum s-a întâmplat evenimentul respectiv. Mie mi se pare că deja ne-a spus ce s-a întâmplat. Nu mai are rost să mai aflu și cum, pentru că oricum erau detalii foarte plictisitoare, de ordin organizatoric. S-a întâmplat chestia asta de foarte multe ori. Îți dădea o chestie, o informație foarte importantă în desfășurarea cărții și apoi îți povestea cum s-a ajuns la informația respectivă în nu știu câte rânduri și într-un mod foarte plictisitor. Cel puțin din punctul meu de vedere, partea a doua a cărții nu trebuia să existe deloc. Sincer, sunt, nu știu, 400 și ceva de pagini, puteam foarte bine, 500 și ceva de pagini, scuze, puteam foarte bine să mă lipsesc complet de partea a doua a cărții. De altfel, și finalul a fost destul de previzibil, nu pot să zic că m-a încântat foarte tare. În capul meu fac o oarecare comparație cu Fetele din Livada cu Meri, care mi-a plăcut foarte, foarte mult și găsesc că sunt foarte multe diferențe. Nu mi-a plăcut, nu mi-a plăcut, n-a fost deloc pe stilul meu. Nici scrierea, nici povestea, nici dezvăluirea de la final. Au fost multe lucruri foarte deranjante din punctul meu de vedere. La o altă carte, într-un alt registru, este vorba despre un thriller. Toți cei din familia mea au ucis pe cineva, de Benjamin Stevenson. O carte pe care am prezentat-o în cadrul clipului. Reușesc să descoper misterul acestui thriller. Trebuie să vă spun că prima parte a cărții mi s-a părut foarte interesantă, pentru că autorul a fost ironic la adresa lui, la adresa altor autori contemporani de thrillere. Au fost niște lucruri foarte incitante, faptul că ne-a pus să îndoim aici colțul și că ne-a dat niște reguli despre cum va fi scris romanul, de care nu s-a ținut absolut deloc. Apropo, aici îl întâlnim pe Ernie, un tânăr cu o poveste foarte interesantă. Acesta l-a turnat poliției pe fratele lui în urmă cu 3 ani și jumătate, atunci când fratele lui, pe nume Michael, a venit într-o seară cu un cadavru pe bancheta din spate, spunând că a lovit din greșeală omul respectiv. Acolo se aflau și niște bani. Ernie nu a știut exact ce să facă, s-a dus la ajutat să-l îngroape. Înainte să-l bage în groapa respectivă, și-a dat seama că omul încă trăiește, dar a avut grijă Michael de chestia asta, deși a spus că o să-l salveze, dar nu l-a salvat. Și fiind foarte plin de mustrări de conștiință, Ernie sună la poliție, își toarnă fratele, iar acesta scapă cu doar 3 ani și jumătate de pușcărie, pentru că tatăl lor vitreg era un avocat foarte bun. În prezent, toată familia, adică mătușa și soțul ei, fosta soție a lui Michael, mama lor și tatăl vitreg avocatul, cât și fiica lui, alături de Ernie și soția lui pe nume Erin, se întâlnesc cu toții într-un cadru foarte, foarte friguros la o stațiune de schi, așteptându-l, bineînțeles, pe Michael să iasă din închisoare. Totul a fost pus la cale de mătușa lor și aici se întâmplă lucruri destul de ciudate, mai ales că a doua zi apare și un cadavru, un om găsit în zăpadă, nu-l recunoaște nimeni, nu știa nimeni de unde să-l ia și de aici totul se prăbușește asemenea unei avalanșe, pentru că nu mai înțelegem nimic și pentru că autorul ne păcălește, deși ne-a spus de la început că nu o să ne păcălească. Mi-era aproape imposibil să descoper ce Dumnezeule i-a trecut lui prin minte, dar a fost o lectură foarte interesantă, mai ales în perioada verii, dacă aveți nevoie să vă răcoriți pe viitor, pentru că sunt convinsă că nu o să fie dintr-o dată așa 15-16 grade afară. Dacă vreți să vă răcoriți, vă recomand. Așa cum am spus, o să las linkul în descriere, unde puteți descoperi mai multe informații despre carte. Avem o carte despre care am vorbit deja. Este vorba despre a doua carte din seria Menajera, presupun eu, numită Secretul Menajerei, de Frida McFadden. Este ultimul clip postat, o să las în descriere
pot să vă spun aici că Mili iar m-a scos din minți, dar că autoarea nu m-a dezamăgit, mi-a plăcut foarte mult twist-ul, mi-a plăcut cum a continuat într-un fel povestea de la cartea 1 și apropo de continuare, v-am descris-o deja în amănunt, nu mai vreau să vă vorbesc chiar despre ea, dacă nu știți despre ce este vorba, repet, vă las clipul în descriere. Am uitat să spun ceva, bineînțeles, pentru că mereu uit să spun ceva. Și aici este loc de o continuare, pentru că Mili se împrietenește, nu știu dacă să zic într-un mod suspect sau nu, cu un inspector de poliție care îi spune că de fiecare dată când mai are probleme, să-l caute, pentru că el este mai mult decât fericit să o ajute. Aici referindu-se, bineînțeles, la această plăcere a ei, nu știu, de a ajuta femeile care se află în relațiile toxice, de a le ajuta să scape de bărbați, de soții lor periculoși. Și mă gândesc că trebuie să intervină ceva și cu acest inspector de poliție, dacă autoarea a făcut acest efort să o împrietenească pe ea cu o autoritate de genul acesta, ținând cont de faptul că ea nu suporta, în general, tot ce ținea de poliție și de autorități. Cred că o să vină și partea a treia. Dragilor, mai avem două cărți, sper că sunteți în continuare alături de mine. Următoarea carte, iar una care nu mi-a plăcut, nu cred că mi s-a întâmplat să nu-mi placă două cărți într-o lună, ori niciodată, ori de foarte mult timp mi s-a mai întâmplat chestia asta. Este vorba despre Micul prieten de Donna Tartt și sunt foarte dezamăgită, nu mă așteptam sub nicio formă să fiu atât de dezamăgită și de enervată de cartea aceasta care are 850 de pagini. Prima dată am crezut că are un început greoi și am spus ok. Se întâmplă, uitați, spre exemplu, la seria Millennium, la prima carte, începutul, primele 100 de pagini sunt un pic mai greoaie, mai dificile, mai plictisitoare. Dar mi-am dat seama când am ajuns pe la pagina 400 că nu e vorba despre început, ci că așa este toată cartea, firar să fie. Ne aflăm în anii 70, în America, și suntem alături de familia lui Harriet. Părinții ei au trecut printr-un incident tragic atunci când ea era doar un bebeluș. Fratele ei, în vârstă de 9 ani, a fost găsit spânzurat în curtea casei lor. Poliția nu a reușit niciodată să dezvăluie acest mister, deci practic vinovatul a rămas liber, însă atunci când Harriet avea undeva la 13-14 ani, a început să-și pună mai multe întrebări și a încercat să descopere cine a făcut acest lucru îngrozitor. Mama ei era într-o oarecare depresie, nu făcea mare lucru. Tatăl ei era plecat în alt oraș pentru că acolo avea el locul de muncă și au hotărât ei cumva că e mai bine să stea separat și să se vadă destul de rar. Și mai avea o soră mai mare care era destul de absentă din viața ei, însă le avea și pe mătușile mamei sale, erau destul de multe. Acele personaje colorate, efervescente, care au făcut parte din viața ei din totdeauna. Încercând, așa cum am spus, să dezvăluie misterul lui Harriet, îi se pune pata pe un anumit personaj din acel orășel, care întâmplător sau nu era și traficant de droguri, și este convinsă 100% că acel bărbat i-a ucis fratele când erau mai mici, pentru că ei fuseseră colegi de școală. Și, într-un mod total ciudat și bizar, dacă mă întrebați pe mine, la vârsta ei, se hotărăște că vrea să-l ucidă. Mă rog, investighează mai mult și încearcă să facă rost de un șarpe pe care să-l arunce pe ăla, ceva de genul ăsta, ca să-l muște, alături de prietenul ei din copilărie, și această prietenie era foarte ciudată, totul a fost extraordinar de ciudat, atmosfera ciudată, foarte plictisitoare, foarte încărcată. Avem capitole atât de lungi, obositor de lungi, extraordinar de lungi. Nu zice nimeni să fie capitole de 2-3 pagini, dar nici de sute de pagini. Capitole de sute de pagini. Cartea, de fapt, ne prezintă o comunitate din acea perioadă unde avem un diacon care era de asemenea și om de afaceri, traficanți de droguri, predicatori. Bineînțeles că într-o parte a cărții se vorbește foarte mult și despre situația negrilor și despre condiția lor și despre rasism. Trebuie să spun că o mare parte din limbaj m-a făcut să mă simt foarte inconfortabil atunci când venea vorba despre ei.
Cartea a fost scrisă în 2002, dacă nu mă înșel, sau în 2003. În acea perioadă a fost a doua carte publicată de Donna Tartt. Eu le-am citit în ordine complet greșită, pentru că prima carte publicată la începutul anilor 90 a fost Istoria Secretă, care mi-a plăcut la nebunie. A doua carte în anii 2000 a fost aceasta, iar a treia carte a fost Sticletele, publicată în 2012 sau 2013, nu mai știu exact. Mi-am făcut și textul să fac portret de autor Donna Tartt, însă să fiu sinceră, mi s-a părut că nu e deloc interesant. În primul rând pentru că sunt foarte puține informații despre viața ei privată, foarte, foarte puține informații și, nu știu, n-am fost mulțumită cumva și n-am filmat clipul acela. Lăsați-mi și voi părerea voastră în comentarii, eu am încercat, dar parcă nu sunt mulțumită de ce a ieșit. Și în afară de această parte plictisitoare, de faptul că trec zeci de pagini și nu se întâmplă absolut nimic, 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 de-abia undeva la pagina 400 a avut loc o scenă cu puțină acțiune. La pagina 400, păi da, de ce atât de multă risipă, de cerneală, de ce? Dar partea care a durut cel mai și cel mai tare, și acesta este un spoiler, dar să știți că mie nu-mi pare rău nici dacă l-auziți. Dacă nu vreți să-l auziți, dați și voi 10 secunde în avans. 850 de pagini și nu aflăm cine l-a ucis pe Frasu. Nu ne spune chestia asta. Da, a lăsat finalul pur și simplu așa. Nu există niciun răspuns și ca și cum pe noi nu ne mai interesează cine l-a ucis pe Frasu. Ba da, mă interesa, măcar atâta să fi aflat și eu. De ce am citit atât? De ce? De ce? Am înțeles ideea cărții. Repet, să prezinte comunitatea. Sunt foarte multe subiecte interesante, se vorbește despre religie, despre rasism, dar într-un mod atât de plictisitor, nu mi-a plăcut de nicio culoare și îmi pare foarte rău. Nu mă așteptam la o asemenea dezamăgire, un mare, mare fail. Chiar îmi pare rău. Și ajungem și la ultima carte pe care am citit-o în luna august. Este vorba despre Madame Bovary de Gustave Flaubert, așa cum a ales traducătoarea, sau mă rog, așa cum au ales cei de la Art să pună titlu, pentru că de obicei noi suntem obișnuiți cu Doamna Bovary. Madame Bovary într-o ediție absolut spectaculoasă. Și vedeți cât de bine se potrivește cu floricelele mele, dacă mă urmăriți pe Instagram, probabil că ați văzut asta deja. Carte publicată la mijlocul secolului XIX. Este o carte care, așa cum spune și autorul, prezintă moravurile de provincie și pentru care autorul este urmărit penal pe motivul de ofensă adusă moralei publice și religioase și bunelor moravuri. Odată cu el sunt judecați tipograful și garantul revistei. Scriitorul este apărat de Senard, avocatul lui, la 29 ianuarie, printr-o pledoarie celebră pentru care Flaubert îi va dedica romanul. Și așa și este, lui Marie-Antoine Jules Senard, membru al baroului din Paris, fost președinte al Adunării Naționale și fost ministru de interne. De ce a fost judecat penal autorul? Pentru că vorbește despre dorințele intime ale unei femei. Vă dați seama că noi în prezent nu prea acceptăm chestia asta, dar în minte la 1800 și ceva. O întâlnim pe Emma, o tânără fiica unui negustor, care bineînțeles că avea vise peste vise. Îl întâlnește din întâmplare pe Charles Bovary, un ofițer de sănătate, pentru că nu era chiar medic, nu avea voie să facă operații, dar putea trata bolnavii pentru că făcuse totuși facultate. Emma îl întâlnește atunci când Charles era căsătorit, dar după ce soția lui moare, iată că acesta hotărăște să o ceară de soție. După ce s-au căsătorit, Emma realizează că viața domestică este foarte plictisitoare și că nu îi se potrivește absolut deloc, ajungând să aibă depresii foarte mari pentru că visa să locuiască la Paris, să fie foarte bogată, să aibă parte numai de petreceri, de opulență și, bineînțeles, de romantism. Emma era îndrăgostită de ideea de dragoste și pentru că era foarte plictisită, ajunge să aibă aventuri cu diferiți bărbați care se întâmplă să fie pe acolo prin jurul ei. Bineînțeles că aceste aventuri duc cumva la pierea ei și cartea se termină într-un mod destul de sumbru,
dar trebuie să vă spun că mie mi-a plăcut foarte mult. Nu știu dacă se datorează traducerii chestia asta. Traducătoarea chiar are la final un moment în care spune că a fost destul de greu să facă această traducere. Și stați să vă și zic cum se numește. Florica Ciodaru Curiol. Felicitări pentru că a făcut lectura pentru mine foarte interesantă. Știu că atunci când am arătat-o la un hall, sau nu mai știu, a venit vorba la un moment dat despre această carte, a existat o discuție în comentariu despre faptul că, în comentarii despre faptul că ar fi plictisitoare. Trebuie să vă spun că mie nu mi s-a părut absolut deloc plictisitoare, mi-a făcut foarte mare plăcere să o citesc și am stat un pic și m-am gândit dacă nu cumva sunt de partea Emei doar pentru că este femeie. Sigur că nu sunt de acord cu acțiunile ei, dar mi-a fost mai ușor să o iert față de, să spunem, față de cum mi-a fost să-l iert pe Bellamy, pentru că știm despre ce este vorba și în cartea aceea. În carte întâlnim diferite alte personaje, întâlnim un farmacist, oameni de societate bună și, mă rog, alți oameni care trăiau în satul respectiv. Trebuie să spun că mi-a plăcut foarte mult, mi s-a părut un punct de vedere cu totul și cu totul deosebit, mai ales pentru acea perioadă și pentru faptul că romanul a fost scris de un autor, de un bărbat. Faptul că un bărbat s-a gândit că o femeie are astfel de trăiri, astfel de dorințe în special, că nu este doar, nu știu, mamă și soție și n-are niciun fel de sentiment propriu sau gânduri sau speranțe sau vise. Nu sunt de acord cu ce a făcut, a greșit foarte mult, nu încerc să-i găsesc scuze, dar parcă sunt un pic mai prietenoasă cu Emma decât aș fi fost cu un bărbat în cazul ei. Știu că nu este corect din partea mea, dar măcar spun adevărul. Dragilor, acestea au fost cărțile pe care le-am citit în luna august. Vă rog să-mi spuneți în comentarii dacă ați citit vreuna dintre ele, ce părere ați avut, ce v-a atras atenția. Haideți să ne auzim ca de obicei. Sper să funcționeze comentariile, Dumnezeule. Credeam că am scăpat de problema asta, dar se pare că nu am scăpat. În descriere veți găsi toate cărțile menționate, adresa căsuței mele poștale în cazul în care doriți să îmi trimiteți ceva și link unde puteți deveni membrii ai canalului, unde veți găsi conținut exclusiv pentru voi. Vă mulțumesc foarte mult dacă ați rămas cu mine până la final. Sper din suflet că vi s-a părut interesant acest clip. Eu am avut lecturi extraordinare luna aceasta, din zone foarte diferite și pot să spun că unele dintre ele au ajuns preferatele mele. Mă rog, aici mă refer în special la trilogia Fiordurilor. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut filmulețul și să vă abonați dacă sunteți noi. Ne vedem data viitoare, să aveți o zi super, super bună! Bye-bye.